Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Accent TV Oltenia, Statul de Drept, o emisiune despre dezvoltarea agrară, tema pe care am lăsat-o pentru dumneavoastră. Nu sunt singur, sunt cu domnul Florin Ciobanu, președintele Asociației Tinerilor Fermieri din Olt. O să vorbim despre agricultură. Domnia sa a fost în două mandate, după cât am fost informat, consilier al fostului ministru al agriculturii Petre Daia, un ministru de excepție, spun eu. Bine ați venit la Accent TV Oltenia, domnule Ciobanu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi, Statul de Drept, cu Remus Iordache. O să vorbim despre agricultură, despre dezvoltarea agrară și o să începem direct, ca să nu, pierdem vremea. Domnule Ciobanu, cum a fost să fiți consilier la domnul Daia, un ministru care și-a făcut datoria și pe care îl vedeam tot timpul pe teren, ca să spun așa? Vă rog. Da, pentru mine, cel puțin personal, a fost o onoare să fac parte din echipa de consiliere a domnului ministru Petre Daia. Domnul Petre Daia, cum știm cu toții, este un om deosebit, toată lumea îl cunoaște, este un brand al României, să spun așa, pentru că după o viață de activitate în zona agricolă, pot să spun că este un om politic complet din toate punctele de vedere, un bun meseriaș, un conducător bun, pentru că să poți să administrezi un minister, cum este Ministerul Agriculturii, trebuie să ai o activitate în spate și să fii puternic ca să poți să iei decizii corecte și coerente la momentul oportun. Eu am fost mai mult pe zona de pe partea de legumicultură, pe organizare de piață, un contact direct între micii fermieri, legumicultori în special, pe zona de asociere, cooperative, conexiunea cu Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, care, mă rog, cu pași mici începe să se așeze în piață. A fost o activitate foarte, foarte activă, să spun așa, și repet, a fost o onoare să particip, să fiu lângă dumnealui și să punem cu toții umărul să găsim soluții la multele probleme pe care le au fermierii români. Că vedem cu toții că de la o zi la alta apar alte probleme. Domnule Ciobanu, oricât de multe lucruri am avea, date de Dumnezeu, minte, înțelepciune și tot ce ne trebuie, oricât de bine am fi dotați financiar, până la urmă e și o vorbă românească, adevărată, dragostea trece prin stomac, avem nevoie de alimente, avem nevoie de mâncare. Noi suntem asaltați, și nu face reclamă, asaltați de foarte multe hipermarketuri cu legume și fructe și produse care, din punctul meu de vedere, n-au nicio legătură cu ceea ce am fost obișnuit să mănânc, celebra tomată, nu știu dacă mai e proiectul tomata la noi în România și o să ne spuneți dumneavoastră, mai ales în Olt, era în zona Izbicenilui. Dacă vrei să înveți să joci tenis de câmp, îți iei roșii și joci cu ele. Import, apropo de, da, corect. Apropo de aceste hipermarketuri, și vă spun și vă întreb, pentru că ați fost de două mandate consilierul domnului ministru Daia. S-a făcut ceva în perioada aceea cu aceste hipermarketuri care aduc produse, legume și fructe. Și ce să spunem? Din Polonia, din Turcia, din Grecia, mai puțin din România. Acum, în ultima perioadă, văd că mai apar acele etichete, dacă sunt adevărate. Chiar e adevărat că în momentul când se pune eticheta produs în România, chiar acel măr e produs în România? Și vă întreb direct, vă rog. Eu cred că da, pentru că marele rețele nu-și permit să facă greșeala care o fac de obicei micii comercianți în piețele tradiționale, când spun, domnule, am mere din România, dar ele sunt venite din Polonia, sau acolo e un control care nu se poate realiza la toți comercianții mici din piețele tradiționale, pe când trasabilitatea din zona de supermarketuri este bine pusă la punct, cred și știu, și nu-și permite niciun lanț de magazine să mintă consumatorul punând etichetă falsă. Au mai fost cazuri când au uitat efectiv angajații supermarketului, am găsit și în Slatina mai multe cazuri, scriau, nu știu, roșii românești, dar de fapt erau ambalaje și roșii în Turcia, terminaseră lotul de legume românești, au venit, au completat cu legume cu roșii din Turcia, dar scuza lor a șefului de magazin a fost că acel, mă rog, responsabil de stand a uitat să scoată eticheta unde era produs românesc. Acum, că a uitat, că n-a uitat, au fost lăsate cu bună știință, e greu de dovedit. Important este ca, mă rog, consumatorul român să își schimbe puțin mentalitatea, în sensul că atunci când dă un ban din salariu, din pensia pe care o merită, pe mâncare, trebuie să sfatul nostru și rugămintea noastră a producătorului român este să se uite și să caute cu prioritate produse românești, pentru că am mai avut și câteva ieșiri pe Facebook personal. Încurajăm, aveam, fac o paranteză, aveam o supărare eu pe
pe semenii noștri din Slatina, pentru că noi am deschis o piață volantă în parcarea Consiliului Județean. O să vorbim și în ultimele, am monitorizat, să spun așa, clienții din piața volantă, cu toată promovarea făcută de noi, de producători, de Consiliul Județean. Din păcate, ce am observat, un număr foarte mic de, să spun așa, cumpărători, oameni activi, cei care au salarii, reușesc să ajungă în piața volantă. Majoritatea, 90 și ceva la sută din clienții noștri din piața volantă, unde sunt 100% produse românești din zona județului Olt, sunt din păcate, din fericire sau din păcate, sunt din zona de pensionari. Pensionarii știm cu toții cum sunt pensiile, nu își permit să cumpere volume, negociază prețul că așa e la piață, dar aveam nevoie și avem nevoie în continuare și de un sprijin al consumatorului activ, cel care are salariu, că e bugetar, că este la privat. Trebuie să înțelegem cu toții că dacă nu ne ajutăm reciproc, mai ales în zona de siguranță alimentară, pentru că pe termen mediu și lung, dacă producătorul român nu este ajutat cu politici, cu programe, cu vânzarea, nu este acceptat în piață, nu este căutat de consumator, problemele vor fi foarte mari. De la depopularea satelor românești, că pe la urmă mâncarea și agricultura se face la sat, dispariția fermelor mici și medii, aici fac o paranteză, cu toții știm că România este, să spun așa, grădina Domnului, cum spuneau și spun bine meritat unii și ne laudă, vorbesc de cei din afară, veneau comisarii europeni, veneau parlamentari și spuneau, mamă, ce produs extraordinar aveți. Și ce pământ aveți. Când se referă la legume, fructe, la brânzeturi și așa mai departe. Și trebuie să ducem mai departe tradiția de fermă mică, fermă de familie, în condițiile în care am văzut cu toții, când a apărut o criză, că a fost COVID-ul, că e războiul, că cataclisme, Doamne ferește, de multe alte lucruri. Mult mai ușor sau mult mai rapid rămâne în piață ferma de familie decât fermele mari. Fermele mari, în secunda 2 și închid porțile, că nu mai au salariați, că nu mai au curent electric, că nu mai au motorină, că nu mai au mașini, că nu mai au multe în caz de, Doamne ferește, de război sau alte cataclisme. Pe când ferma mică se autogospodărește și ferma mică aduce în piață cantități mici, dar avantajul României este că avem foarte multe ferme mici și să găsim soluții și programe, și asta s-a și lucrat și lucrează în continuare Ministerul Agriculturii, să păstrăm cât putem de mult din numărul acesta mare de ferme mici și medii, pentru că, repet, alte state au făcut greșeala și au gândit programe pentru ferme mari, pentru globalizarea asta, adică să ne uităm doar la profit, profit mare, și statul să uite doar la taxe și impozite care le poate lua de la fermele mari. Și din ce am discutat și cu colegi din asociații, din sindicate, din afara României, ei acum spun și recunosc că au făcut o greșeală. Au făcut o greșeală că nu au încurajat și nu au susținut, din toate punctele de vedere, ferma de familie, tinerii fermieri, cooperativele formate din aceste ferme mici, pentru că aceste ferme mici, repet, orice s-ar întâmpla, ele rezistă în piață, rezistă, dar, repet, România mai are mult de lucrat în zona de promovare a produselor românești și de conștientizarea consumatorului să caute cu prioritate produse românești. Din toate punctele de vedere avem numai plusuri, și calitate, și gust, și prospețime. Că nu ne vorbează o roșie adusă și cu care putem juca tenis. Păi câte zile face o roșie din Turcia, câte zile mai stă prin depozite, câte zile până când ajunge la noi pe farfurie. Trec cel puțin 7 zile calculate de noi. Deci foarte rar găsim la producătorul român roșie care a stat 7 zile undeva și veniți dumneavoastră să o cumpărați. Nu, produsele românești, legumele românești ajung foarte rapid în farfuria consumatorului prin intermediul acestor piețe volante, târguri de promovare. Am reușit, au intrat câteva cooperative și pe zona de supermarketuri și e bine că au intrat, pentru că mă întrebați mai devreme de programe și politici. Ultimii ani, cel puțin în 2017-2018, se vede și în județul Olt, că vorbim de județul Olt, o creștere exponențială a numărului de producători mici și a tinerilor care au venit din afara țării, care s-au orientat cu prioritate către agricultură și și-au dezvoltat, au preluat ferme și și-au dezvoltat o mică afacere în zona agricolă. Ne uităm anul acesta, în comparație cu anul trecut, programul Tomata, prin care micii fermieri primesc 3.000 de euro pe an, pe 1.000 de metri pătrați de la Ministerul Agriculturii, din bani guvernamentali, județul Olt a trecut de la 5.000 de producători la 7.000 de producători. Deci e o creștere importantă de la un an la altul. Asta înseamnă că programul a fost bine implementat, informarea a ajuns corect la micii producători.
s-au orientat cât mai mulți din cei care făceau poate alte activități, s-au orientat către zona de legumicultură. Vă dați seama, 7.000 de producători, 3 tone minim, pe care ei sunt obligați să o demonstreze că au comercializat aceste 3 tone în piața românească, vorbim de zeci, sute de mii de tone pe care noi le scoatem în piața locală, în piața națională, ceea ce poate să aducă plus valoare fermei, comunității locale, județului, adică este un circuit al banului în economia locală care nu face nimic altceva decât dă viitor satului românesc. Și surpriza noastră a fost că pentru prima dată, că spuneați de Izbiceni, comuna Scărișoara din județul Olt, numărul de producători din comuna Scărișoara care au venit către acest program, și aici vorbim de peste 1000. În sudul județului Olt, da, să punem locația, corect, cei care ne urmăresc. Dacă sunt din afara județului, da, corect, în sudul județului, un bazin legumicol în dezvoltare, au venit din afară, au construit anul trecut foarte multe spații protejate și anul acesta surpriza a fost că au depășit bazinul consacrat, brandul județului Olt, au depășit bazinul din Izbiceni ca număr de producători înscriși în programul Tomata. Adică vedem plusurile acestui program. Bineînțeles, programele Ministerului Agriculturii nu se termină doar cu partea de finanțare, pentru că aici a fost și un rol al meu pe lângă domnul ministru Daia, să căutăm soluții, pentru că știm cu toții, nu e ușor să produci, dar nu e ușor nici să vinzi. Într-o piață comună, pe care toți trebuie să înțelegem că primesc zeci, sute de telefoane, multe întâlniri pe care le-am cu producătorii, că eu am, împreună cu ceilalți colegi ai mei, am făcut un lobby extraordinar în ultimii ani să încercăm să schimbăm mentalitatea ca micii fermieri să se asocieze. Pentru că aici avem o problemă, avem, din fericire, peste 15-20 de cooperative numai în Olt, înființate în ultimii 4-5 ani, 2-3 sunt conectate deja cu supermarketurile, restul sunt conectate la Casa de Comerț, care sper ca și în perioada următoare să o revigorăm puțin, pentru că a intrat așa într-o umbră, din păcate, datorită unui management defectuos, dar sper ca actualul ministru să dea un restart, intervine, să-i dea un restart, managementului, da, pentru că acolo avem ceva mici probleme, care le-am identificat ultimele 2-3 luni. Dar spuneam că am făcut acest lobby și am ajutat schimbarea mentalității ca să ne asociem, ca să putem rămâne în piață, pentru că piața este o piață comună. Nu putem, repet, încercam să le explic multora și le explic și acum, nu putem, oricine ar fi la Ministerul Agriculturii, nu poate să spună de mâine stop, închidem granițele și nu mai intră niciun grâu din Ucraina, nu mai intră nicio roșie din Turcia în piața românească. Suntem o piață comună și politicile în Europa sunt făcute de la Bruxelles, că vrem, că nu vrem. Asta e adevărul. Deci, atunci când am semnat tratatul de aderare, ne-am asumat niște și plusuri, avantaje și plusuri și minusuri. Da. Corect. Primim, ne uităm la partea plină a paharului, primim și intră în economia națională minim 3 miliarde de euro pe an, 2 miliarde, în jur de 2 miliarde de subvenții pe APIA și în jur de 1 miliard, 1 miliard și ceva pe fonduri europene de dezvoltare a fermelor. Deci ne uităm la o medie de 3 miliarde pe an, bani buni, bani mulți pentru economia națională, bani care au dus la dezvoltarea fermelor mari, fermelor medii. Dacă ne uităm în zona de cereale, suntem între primele 3, 4, 5 ca în top producție și calitate de cereale în Europa. Deci să văd acești bani transformați în această dezvoltare a fermelor mari, vorbim de cultura mare de cereale. Mai avem mult de lucru în zona de ferme mici. E bine că le avem, repet, e bine că există. Am reușit în ultimii ani să atragem mulți tineri, că din programul Tomata undeva aproape de 40% sunt tineri până în 40 de ani care au accesat acest program, deci ne uităm la acești indicatori foarte importanți. Asta înseamnă că programul și-a atins obiectivul ăsta de a atrage tineri, de a încuraja să se aplece către o meserie grea, meseria asta de agricultor, dar ai și satisfacții, ai și satisfacții că putem spune, este poate cea mai frumoasă meserie din lume, pentru că aduci hrană, aduci mâncare, că orice am avea pe lumea asta, dacă nu ai hrană și sănătate, nu ai nimic. Corect. Aș vrea să vă întreb, domnule Ciobanu, să nu trecem așa ușor peste lucrul acesta, dacă a fost o reticență din partea hipermarketerilor să primească la galantare, să spun așa, produse românești, pentru că întotdeauna hipermarketul, evident, capitalul nu este românesc și este străin, nu mai dăm exemple, și din păcate banii se duc acolo, plătesc... Chiar vorbeam și trebuie spus lucrul acesta. Am avut în emisiune pe domnul Ion Doldorea, primarul municipiului Caracal. Și a fost o bucurie pentru mine că a apărut un hipermarket acolo. Și spunea că acel hipermarket
mă rog, dăruiește în ghilimele către primăria municipiului Caracal vreo 200 de milioane, bani vechi. Eu am crezut că e o glumă. Restul profitului se aduce în străinătate. Cum au fost sensibilizate aceste echipe să accepte produse românești și dacă se poate face la nivel guvernamental, la nivelul ministerial, ca mai mulți bani să rămână pe teritoriul României, să nu plece profitul, chiar dacă aceste hipermarketuri, trebuie spus că sunt capital majoritar german, francez, polonez, așa mai departe, nu fac reclamă pentru că n-am voie. Au acceptat sau au fost, mă rog, li s-a pus degetul pe rană celor de la hipermarketuri să accepte totuși produse românești? Pentru că e o reticență. Și cum faceți aceste legături? Spuneați dumneavoastră că sunt ferme mici care au avut legături cu aceste hipermarketuri și aș vrea să-mi spuneți cum se duce un președinte al unei ferme sau cum să spun un om care să aibă legătură cu aceste hipermarketuri să face la nivel local sau să face la nivel național? Cum? Eu sunt producător de roșii, izbiceni, vreau să pun la acest hipermarket capital german să mi se vândă roșiile. Cum ajung acolo? E foarte greu, sau aproape imposibil. De ce? Vă rog. Putem vedea și plusurile, sau mă rog, varianta lor și varianta noastră. În primul rând, aceste supermarketuri nu aveau ce căuta în mijlocul orașelor. Asta a fost o greșeală, că e politică, că e de administrație, că nu mai contează acum, e greu să-i mai reloci în afara orașelor, pentru că au făcut investiții mari. Sunt deja în mijlocul orașelor. Populația a acceptat acest stil de, că vedem și mall-uri în dezvoltare, foarte multe, și rețele de supermarket au acceptat pentru că știm cu toții pe care am apucat perioada comunistă când aveam magazine alimentare goale și așa mai departe. Și a fost o foame, să spun de ghilimele, de a cumpăra orice. E foarte bine, într-un fel, comerțul face parte din economie și aduce plus valoare, aduce taxe și impozite la stat. Dar nu am ținut cont de ceea ce e specific românesc. În sensul că dacă a venit un mare magazin în mijlocul orașului, Slatina, dau exemplu, și avem câteva mari în mijlocul orașului, au constrâns, să nu spun altfel, folosesc alt cuvânt, au constrâns închiderea altor mici magazine. Au constrâns de dispariția piețelor. Mai avem doar o singură piață în Zahana, în piața Zahana, piața centrală. Restul, celelalte, nu mai funcționează, chiar dacă noi am încercat... Progresul și frații Buzești. Revigorăm piața de la Steaua, nu a funcționat, nu se poate. Clienții, pe bună dreptate, într-un fel sau altul, se orientează către aceste rețele de magazine. Întreb la întrebarea dumneavoastră, e foarte greu ca un mic producător să intre în contact cu aceste rețele, pentru că aceste rețele, vedeți, dacă vorbim acum de peste 4.000 de magazine la nivel de țară, nu negociază cantități... 4.000 de hipermarketuri? Poftiți? 4.000 de hipermarketuri la nivel național? Da, rețele mari, magazine mari. Mari. Vorbim de cele mici, care deja ați văzut, nu dau nume acum, deja au invadat, între ghilimele, și zona rurală. Deci avem în fiecare comună 1-2 mici magazine ale unui lanț puternic. Da, polonez. Da. Dar nu face reclamă că nu avem voie? Da, corect. Dar sunt polonez. Dar cei care ne urmăresc știu și văd și observă ce se întâmplă cu această invazie, între ghilimele, de rețele. Dar acum mă întorc, ce facem noi ca să putem să fim prezenți pe în galantarele acestor magazine? Repet, am avut și am pierdut mulți ani datorită faptului că atunci la integrare, am mai spus-o la diferite emisiuni, poate și la dumneavoastră, nici fermierul român, nici instituțiile subordonate ale Ministerului Agriculturii nu și-au făcut sau nu au transmis un mesaj de viitor, în sensul că, dragi producători, trebuie să vă organizați, trebuie să vă puneți la punct documentația în așa fel încât să vă pregătiți pentru a colabora și a avea un parteneriat corect cu aceste rețele de magazine, pentru că nu înseamnă că dacă eu sunt producător, stau cu roșiile la poartă pe șanț, e de vină primarul sau e de vină, nu știu cine, președintele țării, că nu vine nimeni să mi le ia. Noi când ne-am asumat această meserie, cu orice altă activitate din economia, din lumea asta, trebuie să te uiți și la partea de producție, să-ți faci niște calcule, dar să te uiți și ce cere piața. Că degeaba faci niște produse pe care piața nu le cere și să te plângi după aceea că altcineva e de vină. Nu, tu ești de vină ca antreprenor, că până la urmă și meseria de fermier este tot un antreprenor rural care își investește timpul lui și banii lui într-o afacere. Și atunci, normal că am făcut foarte multe întâlniri, foarte multe cursuri cu micii fermieri, atât cât am putut și am mers în țară, că am avut niște programe finanțate de la Comisia Europeană să facem aceste întâlniri cu marea masă a micilor fermieri, se transmite mesajul că ăsta e viitorul.
pasul, primul pas, să schimbăm mentalitatea, să ne asociem, să organizăm în cooperative și grupuri de producători, după care să batem frumos la ușile rețelelor de magazine și să începem negocierea. Pentru că acolo, iar și, cum spuneam la cursuri, marketingul este o artă, o știință. Nu poate face marketing orice mic fermier care, săracul și el, s-a apucat de agricultură, că nu a știut ce să facă altceva decât... Cum pătrundem la hipermarketuri? Cum îi putem obliga, în ghilimele, să accepte produse românești? De obligat e mai greu. De recomandat ar fi cuvântul cel obligat, mai potrivit. Obligat, am zis în ghilimele, obligat. Da, corect. Până la urmă, vă rog. În 2018-2019, în perioada aceasta, când ne-am pus toți la masa dialogului, tot ce înseamnă clasă politică și organizații de fermieri și așa mai departe, ne-am uitat și în afară, că nu suntem noi primii pe pământ, ne-am uitat ce au făcut celelalte state, ce au făcut Polonia, ce au făcut Marea Britanie. Am luat câteva exemple, le-am pus în dezbatere, le-am discutat și am ajuns la o concluzie că o casă de comerț a statului român este singura variantă prin care putem sprijini ca produsele a peste 500.000 de mici fermieri din România să ajungă pe un canal de distribuție corect construit, să ajungă în rețele de supermarket. Pentru că o rețea de supermarket nu poate să semneze un contract cu un mic fermier sau cu o mică cooperativă care are 5-7 membri și să-i ceară 1.000 de tone de tomate pe an. Nu există așa ceva. Dacă vine casa de comerț care are sub umbrela ei peste 300, 400, 500 de cooperative, păi bineînțeles că se pot discuta volume la nivelul ăsta și se pot negocia prețuri bune pentru producători în condițiile în care casa poate să aducă, să spun așa, în dezbatere, în discuție cu rețele de supermarket, o cantitate mare care cantitate să ia locul produselor pe care aceste supermarketuri le aduc cu prioritate din Turcia, din alte Polonia. State. Adică venim ca un competitor, ca un partener corect al supermarketurilor, că nu putem, repet, să le obligăm, dar asta ce înseamnă? Ca și consumatorul să transmită mesajul, să intre în supermarket și să caute sau să întrebe de ce nu avem produse românești. Pentru că și buyerii responsabili cu achizițiile din rețelele de supermarket se uită în piață. Ce caută? Ne uităm în piață. Da. E o televiziune unde trebuie să trimitem și transmitem publicitate. Publicitate, mă rog. Folosește energia solară de la Darkom Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkom.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkom.ro. Protejează viitorul. Darkom Group. Energie fără compromisuri. Medima și-a deschis porțile în Târgu Jiu cu aparatură ultra-performantă și o echipă de medici radiologi de elită. Medima Târgu Jiu este dedicată oferirii investigațiilor imagistice RMN și CT de cea mai înaltă calitate. Beneficiază de rezultate precise în cel mai scurt timp. Ne găsiți în Târgu Jiu, Alea Tigului numărul 1 și la telefon 0373-301-133. Medima, excelență în imagistică medicală și radiologie. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel.
Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură aer-apă Energy Save Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Bună ziua, băieți! La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Acțiune TV Oltenia, statul de cu Remus Iordache, vorbim despre dezvoltarea rurală cu domnul Florin Ciobanu, președintele Asociației Tinerilor Fermieri din Olt. Vorbeam, domnule Ciobanu, înainte despre hipermarket, despre
recomandarea pe care ar trebui să o facă Ministerul Agriculturii pentru ca produsele românești să intre pe galantare la aceste hipermarketuri. Spuneați că e o mică reticență a fermerilor de asociere. Nu cumva e teama de celebrele CAP-uri? Vă rog. Păi da, asta am găsit-o peste tot, numai în Olt. V-am spus că am fost în toate județele din țară și ne-am întâlnit cu mulți fermieri, crescători de animale, legumicultori, apicultori și așa mai departe. Și cam toți aveau același gând. Din păcate, pentru că, repet, vina este tot a noastră, a celor care au lucrat în instituțiile statului, că nu au făcut pregătirea asta din timp. Că dacă discutam în 2005, 2006, 2007, 2008 și pregăteam fermierul să-i spune, domnule, nu facem CAP-uri, facem o formă juridică, o cooperativă, că noi avem o lege specială a asocierii, se numește legea 566 din 2007 chiar, care a avut multe modificări în ultimii ani, la care am participat și eu, că eu laudă, dar am fost acolo la câteva discuții, pentru că am înființat prima cooperativă din Olt chiar în 2007, pentru că mi-am dat seama ca mic producător că singur nu pot să fac mare lucru și vedeam și alți colegi de-ai mei cum ne chinuiam pe piețe tradiționale, ne chinuiam în târguri și așa mai departe, cum deveneam, să spun așa, ne conectam din păcate la comercianții ăștia care ei știau să negocieze, pentru că eram disperat să vând și vândeam la un preț mic și atunci nu mai era o afacere, că erai sub prețul de producție. Și așa că făceau majoritatea micilor fermieri. Și am spus stop joc, că nu se poate așa, pentru că în timp, în 2-3 ani de zile, intrăm în faliment și ne apucăm de altceva, plecăm din țară. Și asta era o mare problemă pentru noi toți, să plecăm toți din țară, cine mai rămânea în țara asta. Atunci, normal că am început și am învățat și am citit și ne-am documentat ce înseamnă o formă asociativă, ne-am uitat în afară, micii fermieri, ca și ai noștri, sunt toți conectați la cooperative, nu e niciunul de unul singur, pentru că avantajele sunt multiple. Și atunci am început să le povestim, să le explicăm oamenilor în țară ce avantaje ai atunci când ești membru unei cooperative funcționale. Că noi avem foarte multe cooperative înființate, din păcate mai avem și mai lucrăm la partea de educare a managementului cooperativei, la conducerea, la Consiliul de Administrație, la președinte, să înțeleagă ce rol are, dacă nu poate să-și angajeze un director, dar acolo are nevoie de bani, pentru că cea mai mare problemă la noi a fost teama sau zgârcenia, între ghilimele, ca membru să pună 1000 de euro pe an sau 1000 de lei pe an bani la comun în interiorul cooperativei, ca să poată să-și plătească un director, un contabil, că ai nevoie de un contabil, să poată să președintele sau cineva din Consiliul de Administrație să umble, să alerge prin țară, să caute, să meargă la întâlniri și așa mai departe, pentru că vă dați seama, nu avem, am colegi care au mers de câteva ori cu mine și și-au dat seama, cheltuind în buzunar nu mai plec. Și atunci normal că acea cooperativă s-a desființat între ghilimele, pentru că n-au mai avut suflul necesar să poată să primească informația și să se calibreze în așa fel încât să ajungă unde ne-am dorit cu toții, aceste cooperative conectate cu piața. Nu sunt toate conectate cu piața, din păcate. Și asta spuneam, mentalitatea încet încet s-a schimbat. Oamenii s-au informat, au văzut și exemple pozitive. Avem și în Olt câteva cooperative, mai ales în zona Izbicenului, sunt două cel puțin care funcționează bine, spun eu, poate chiar bine, foarte bine, în sensul că au reușit, dar acolo tot la fel, dacă au fost unul, doi, mai cu vână, să spun între ghilimele, și au pus banul la început și au construit un mic depozit sau au alergat pe la toate supermarketurile, au stat zile plecați de acasă ca să poată să își facă relația, să cunoască buyerul, să se înțeleagă cu buyerul, să negocieze cu responsabilul magazinului și până la urmă au reușit să se conecteze. Și foarte bine merge treaba. Sunt la un nivel mic în comparație cu producția din zonă, dar e un semnal că se poate și le putem demonstra și celor care sunt reticenți că, uite, domnule, ăsta e viitorul, nu există altul decât asociere și intrarea în piață pe aceste canale de distribuție cu o trasabilitate corectă, ca să știe și consumatorul și supermarketul și cel care face controlul produsului, de unde vine acel produs, din ce fermă, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să știm unde acționăm și să știm dacă s-a întâmplat un accident sau a fost voit acel produs, mă rog, cu pesticide, cu insecticide și așa mai departe, peste limitele admise. Din fericire, Agenția Fitosanitară, care este subordinea acum a actualului ministru al Agriculturii, domnul Florin Barbu, a făcut controlele necesare în perioada trecută, că știți că am avut un scandal și iar noi a reacționat foarte târziu, sau organizațiile noastre au reacționat târziu, cum că apărea pe mass media centrală că avem produse cu îngrășăminte peste limitele admise. Agenția a venit și a demonstrat că nu a fost chiar așa și că nu au găsit. Acum, Doamne ferește, dacă s-au mai întâmplat accidente aici, acolo, în câte o fermă, nu putem garanta pentru tot 100%, dar putem garanta pentru cei care sunt membri în cooperativă, care
sunt monitorizați și supermarketul și cooperativa face inopinant analize la produse și îi ținem sub control și normal că omul când știe că este, s-ar putea să cadă la un control, nu face greșeli în producție. De ce a trebuit să treacă Autoritatea Națională Fitosanitară direct sub aripa domnului ministru Florin Barbu din Olt, ca să spunem lucrul acesta? Apropo, domnul ministru a fost la Biserana Săud, a făcut o vizită de lucruri acolo, știu că domnul Daia avea obicei să se ducă acolo să vadă, acum e foarte bine. Apropo de aceste controle, controle inopinate, se pot face de la minister sau de la nivel local? Spuneați de cele două ferme care funcționează bine spre foarte bine la Izbiceni. Cooperative. Cooperative. Care au mai mult fel de ceape în ghilimele, vă rog, nu e chiar ceape. Nu e ceape. Un fel. Aici am dezvoltat, deci care e diferența între ceape și... Vă rog. La ceapeuri, care mai știm așa și a rămas doar ca idee ceape, acolo țăranul punea pământul la un loc și cineva administra toată activitatea de fermă și el era un fel de zilier, la pământul lui primea niște, nu știu mai cum se numeau atunci, niște... Bonuri de masă, nu știu, cumpăra pâine. Da, mă rog, tichete, mai nu scap acum niște bani puțini, să spun pe românești, adică primeau foarte puțini bani pe muncă asidu. Dar acum legea cooperativelor spune foarte clar că timp de 5 ani, de exemplu, asta e o facilitate băgată în ultima perioadă și domnul Alexandru Stănescu, al nostru din Olt, a lucrat foarte mult și ne-a sprijinit foarte mult când era președintele Comisiei de Agricultură să modifice această lege în favoarea încurajării micilor fermieri să se asocieze. Timp de 5 ani, nici membru din cooperativă, nici cooperativa nu plătește impozii la stat, exact ca să-i dea o bulă de oxigen și să-l încurajeze să se asocieze, pentru că tocmai eu i-am prezentat și alți colegi au venit și au prezentat temerea asta, domne, nu ne asociem, care erau mesajele negative din piața, dintre producători, veneau și ne spuneau, domne, nu ne asociem, că dacă mâine facem cooperativa, statul ne ia jumătate din munca noastră. Și atunci, normal că am intervenit și am discutat acolo unde se iau decizii în Comisia de Agricultură, oamenii, repet, au înțeles, politicienii au înțeles, au făcut front comun și au trecut această lege cu modificările ulterioare, în așa fel încât fermierul să nu mai spună, domne, ne-a spăcălit, ne-am asociat ca să ne ia statul bani. Era o teamă, era corectă la un moment dat, pentru că chiar am pățit-o noi în 2007, cum am spus, când noi plăteam și noi impozii ca și cooperativă pe marfa membrilor noștri, plătea și fiecare membru în parte și el plătea același impozit, adică eram dublu impozitați între ghilimele. Și normal că am sesizat lucrurile acestea, că e bine să le sesizăm, asta e și rolul organizațiilor de fermieri și nu numai al sindicatelor în general, să sesizeze atunci unde apar probleme și decidenții politici să intervine, să ia imediat, să vină cu soluția sau chiar noi venim cu soluția și să o pună în practică. Deci avem ca membru în cooperativă și cooperativele au foarte multe avantaje în comparație în ideea că dacă rămâi singur și nu ești într-o cooperativă, e foarte greu să cumperi inputuri, le cumperi la un preț destul de mare, în sensul că nu poți să negociezi tu unul singur, 2-3, nu știu, kilograme sau 2-3 litri de 2-3 saci de îngrășăminte, dau aiurea un exemplu. Dar când o cooperativă care are în spate 10, 15, 30, 50 de membri, se duce la direct la producător, la comerciant sau la el la producătorul de îngrășăminte și spune, vreau să iau un tir de îngrășăminte, normal că ai un discount, sau la produse fitosanitare, nu mai iei de la magazinul din colț. Că aici am început să și deranjăm rețelele de magazine mici din localitățile noastre care practic un adaos foarte mare la inputuri, că aici e discuția și la ora asta, că avem foarte multe cheltuieli, foarte mari cheltuieli cu producția și vindem cu sub prețul de producție, pentru că, repet, doar câțiva au reușit sau... Venim în anumite localități că cooperativele își fac cu adevărat treaba, cumpără produsele astea, inputurile le cumpără la comun, negociază un preț, am găsit firme care aduc inputuri în zona noastră, care au lăsat prețul pentru cooperativă la 40% în jos față de prețul de listă care îl cumpărai dacă erai singur la magazinul din comună. Deci să ai 40% în jos este un avantaj, adică îți rămân 40% în buzunar ție ca producător. Ăsta e un mare avantaj pentru membrii cooperativelor, că pot să negocieze împreună un preț bun. Un alt avantaj este că poți să plătești acele produse cu garanția cooperativei, cu bile la ordin, poți să le plătești în toamnă, deci nu trebuie să dai banul imediat pe produse, așa cum te duci la un magazin de fito, repet, îl dai, plătești imediat, cash și, mă rog, cu cardul, dar plătești. Pe când aici cooperativa face contract cu distribuitorul sau cu producătorul respectiv de pesticide, îngrășăminte și plătește la 3 luni, la 6 luni, iar are un mare avantaj, că știm cu toții că în primăvară micii fermieri nu prea au ei așa foarte mulți bani și atunci, pentru că nu au bani, nu cumpără
o parte din ei nu cumpără produse de protecție a plantelor de calitate și cumpără mai ieftine și atunci normal că și calitatea produselor din fermă, rezultate din fermă, de multe ori lasă de dorit sau cantitatea. Deci undeva aici trebuie lucrat foarte mult și asta am spus-o că am repetat peste tot, cooperativele trebuie să treacă la etapa următoare, să dețină un aparat de specialiști plătit bine de membrii cooperativelor, de cooperativă, adică ingineri agronomi. Deci asta e următorul pas pentru toate cooperativele. Să aibă specialiști. În afară de președinte și de director care se ocupă de partea, trebuie să aibă neapărat specialiști în producție. Pentru că un specialist, și noi am testat, am avut în proiecte băgați, finanțați acești ingineri agronomi, veneau în fermă, cereau analize de sol, cereau analize de plante, cereau analize de apă. El ca specialist, după aceea îi prescria ca un medic uman, îi prescria producătorului exact ce carențe are solul, ce probleme are în fermă și dozele, îi indica exact dozele corecte, să nu mai folosim după ureche, între ghilimele, cum se practică în majoritatea fermelor mici, aceste pesticide îngrășăminte și așa mai departe. Și fermele respective au observat că nu au mai cheltuit așa de mulți bani după ureche, repet, pe produsele fitosanitare sau pe îngrășăminte care le foloseau fără să știe exact ce are nevoie solul, fără să știe exact ce are nevoie planta respectivă. Acum inginerul, și asta le-am demonstrat, inginerul nu că le cere, nu că le consuma bani pentru salariul lui, din contră, inginerul agronom îi ajuta să păstreze foarte până la 50% din costuri să le rămână în buzunar costurile care le aveau în anii anteriori. Deci trebuie să aducem specialiști în ferme, că altfel nu se poate. Pentru că specialiștii pot să aducă plus valoare fiecare ferme în parte și scăderea costurilor și, repet, calitate și cantitate de produse extraordinare pe care noi le putem aduce în piață. A fost, domnul Cioban, o perioadă și vreau să vă întreb dacă s-a revenit asupra situației cu aceste societăți de asigurare care erau reticente la asigura anumite, mă rog, hectare, mai ales când e problema asta cu seceta, că nu știu cum e cu sistemul de irigație, dacă mai funcționează, nu funcționează în România. Cum sunt societățile care asigură aceste, mă rog, calamități naturale, ferească Dumnezeu? Că era o reticență la un moment dat să nu asigure, mă rog, cultura. Mă rog. Unele societăți asigurări asigură sau au intrat în zona de agricultură și lucrează foarte mult cu ferma mare, cu fermierii mari. Sistemul de irigație este în dezvoltare, că ați atins subiectul acesta. Sunt și bani guvernamentali, un fond de peste 1 miliard de euro din la Guvernul României și acum, perioada următoare, în septembrie-octombrie, se vor deschide niște linii de finanțare pe actualul program național strategic prin care fermele pot să depună proiecte, să-și achiziționeze utilaje pentru irigat în fermă, ca să prescurtez puțin discuția. Deci programe sunt, bani sunt. Legat de firmele de asigurare, avem o mare problemă și asta am și discutat acum ceva timp cu fostul și actualul ministru, dar a fost la momentul respectiv era președintele Comisiei de Agricultură, Florin Barbu, să găsim o soluție prin care să ne punem la aceeași masă, să găsim o soluție cu firmele de asigurări și cu, mă rog, Comisia de Agricultură și cu Parlamentul României, să găsim o soluție prin care să ajutăm, în special să ajutăm, să conectăm fermele legumicole, vorbesc de sere și solarii, să le putem asigura. La ora aceasta sunt foarte puține sau aproape deloc solarii asigurate la firmele de asigurări și vedem că chiar acum 2 săptămâni am avut o mică problemă în zona Strejești Grădinari, în care câteva hectare de solarii au fost puse la pământ într-o noapte că a venit. Michelia, da. Așa cum am scris și eu pe Facebook, schimbările climatice vedem cu toții, nu numai în România, peste tot în lume, sunt o realitate, nu o ficțiune, cum spunea că între ghilimele spunea domnul ministru pe bună dreptate Petre Daia. Deci sunt o realitate, adică noi nu trebuie să stăm cu mâna în sân și nu e suficient, e bine să ne rugăm și la Dumnezeu, dar nu e suficient să ne rugăm doar la Dumnezeu să nu ne lovească. Trebuie să facem și noi ceva ce putem face, de fapt. Și ce facem? Și s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, în ultimii 4-5 ani, avem aproape... să zic așa, în jur de 60-70% din teritoriul României protejat de sistemele antigrindină. Știți că se trag acele rachete, norii care, mă rog, sunt acolo specialiști care spun foarte clar, e un nor cu gheață, trebuie să-l spargem și sunt toate bazinele astea vitivinicole protejate de aceste rețele, inclusiv noi în zona asta, Strejești Grădinarii până la Drăgășani. Sunt spre nordul județului. În nordul județului sunt trei stații, să construiesc stații și în sudul județului, se vor construi. Chiar sunt
în construcție la momentul acesta, adică și noi ca pământeni putem interveni să ne protejăm cât putem cu aceste sisteme care dau roade. Bine, aici mai apar și Gigi Contra la noi, la români și nu numai, că, domne, acele rachete gonesc ploaia. Păi, dacă vine o ploaie cu grindina cât o, degeaba vine, că distruge tot ce aveai, adică nu numai că e secetă, dar îți distruge și ce mai rămânea după secetă. Ce facem cu aceste societăți? Poate Ministerul Agriculturii sau, mă rog, la nivel național să fie obligate într-un fel să asigure un fel de casco. Era ok, daună totală, adică să arate tot, să primească toți banii înapoi. Se poate? În ultima perioadă, până la rocada ministrilor, discutasem cu un coleg, doamna Toncea, de la Ministerul Agriculturii, care era consilier a domnului ministru, de aia, exact pe zona asta de financiar fiscală, să găsim o soluție. Doamna spunea că prin Fondul Național de Garantare, ajutat de Fondul Național de Garantare și cu câteva firme care pot intra în parteneriat, să găsim o soluție, dar trebuie pus toți actorii importanți la aceeași masă. Trebuie pus la aceeași masă și după aceea și micii fermieri să conștientizeze faptul că, așa cum ești obligat la mașină, să ai o asigurare obligatorie. Casco, cum e dat la casă, da, aveți și la casă, da. Ați văzut, din păcate nici la casă nu facem decât, am văzut, 20-30% din populație. A fost o perioadă obligație, acum nu mai este și automat românii sau reticenți, da, n-au mai dat acea sumă de bani. Da, e o sumă mică, dar na, nu conștientizăm riscul care îl putem avea la un moment dat și fermierii, repet, am avut o discuție și acum și când îi lovește necazul, atunci ei ar dori să se asigure. Când avem un an mai liniștit, domnule, hai să facem asigurări. Lasă că nu ne-a lovit-o mai pe noi. Adică trebuie să încurajăm mesajul ăsta să înțeleagă toți că dacă venim și ne asigurăm această afacere, că, până la urmă, și solarele fac parte din afacerea noastră, stăm puțin mai liniștiți că în condițiile în care, doamne ferește, întâmplă ceva, firma de asigurare vine și ne dă niște bani ca să repornim motoarele, să nu mai stăm după stat, că statul de multe ori nici nu poate interveni. Acum știm cu toții, orice ajutor de stat dat de Guvernul României trebuie să-l notifice la Bruxelles, acolo e o birocrație excesivă, stai o lună, două, trei, până vine, până... Deci, de ce să nu simplificăm noi treaba asta? Dai, nu știu, 1000 de lei pe an, te-ai asigurat o jumătate de hectare de solari și stai liniștit că dacă, doamne, se întâmplă ceva, da, aici trebuie... Dar acceptă acele societăți? Aici e problema. Păi, acceptă? Problema e că până acum nu prea au acceptat. Asta am cerut ajutorul Comisiei de Agricultură, să găsim timpul necesar și momentul oportun să ne punem la aceeași masă și să găsim cea mai bună soluție. Nici să-i asfixiem, între ghilimele, pe micii producători să vină cu sute de milioane sau zeci de mii de lei să plătească aceste asigurări, dar nici firmele să stea impasive, domne, pentru noi e un risc mare, nu ne interesează zona asta. Ar trebui să intereseze și zona asta. Și, repet, cu sisteme antigrindină, cu acele avioane care, acum se fac teste ca acele avioane să ajute precipitațiile pe anumite zone atunci când prind un nor, să le ajute să descarce norul, adică să facem ploaie artificială, între ghilimele. Da. Așa, deci, teleghidate, să spun. Planuri sunt. Drone, vă rog. Planuri sunt, trebuie continuate, trebuie finanțate, bineînțeles, și totul se rezumă la o relație corectă între politic și organizații de fermieri, că până la urmă toți suntem în aceeași oală, cum se spune pe românește, și trebuie să găsim soluții. Pentru că, repet, dacă noi nu găsim soluții acum și nu le implementăm corect, pe termen mediu și lung, satul românesc are de suferit. Că vedem cu toții câți români au plecat în ultimii ani, că vorbeam atunci de integrarea României și avem și avantaje și dezavantaje. Am avut un avantaj la integrare, că am putut să ne deplasăm în Europa fără viză. Forța de muncă, o parte, că au fost medici, că au fost fermieri, că au fost zilieri, s-au dus către alte state care au plătit mai bine. Dar asta nu înseamnă că noi nu gândim programe și să avem niște obiective pe termen mediu și lung, să atragem din cei 4-5 milioane, să atragem o parte acasă și să-i punem să muncească acasă, să plătească taxe și impozite acasă, nu în afară, că ei plătesc pensia belgianului, plătesc pensia italianului. Și noi ne uităm că avem deficit în fiecare an la bugetul de pensii în România. De ce? E forța de muncă a cam mică, o parte importantă, a cam poate cea mai bună sau o parte bună, a migrat către alte state. Aici înseamnă că sunt niște politici puțin defectuoase, în sensul că nu le-am găsit de lucru sau nu le-am dat de lucru în țara asta ca să-și plătească taxe și să trăiască în țara asta, că sigur n-a plecat niciunul de bunăvoie sau majoritatea, așa ați văzut cum și cunoaște mulți care au venit acasă,
dorul de România a rămas și rămâne. Dorul de România rămâne, mai avem doar 3 minute, domnule Ciobanu. Și o să-mi spună, stimații trezatori, ați vorbit de legume, de fructe, ce facem cu animalele? În 2 minute să ne spuneți că și aici e o mare de problemă cu producția animalieră și cu tot ce înseamnă carne la galantare. Și aici e o problemă cu hipermarketerul, dacă acea carne este din România, nu e din România, adus și mai departe. În 2 minute, vă rog. Pe zona de carne de pui stăm foarte bine, că acolo s-au dezvoltat foarte bine fermele mari care au investit în zona asta, deci carne de pui avem... Ferme avicole. Acoperim necesarul de consum al României. Unde stăm foarte prost? Stăm la carnea de porc. Cu toate că au fost câteva mici programe și în zona asta, e o zonă foarte complicată, mai ales că am avut acea invazie, să spun, de peste porcină, care porcii mistreți și așa mai departe, și fermele noastre mici și au contribuit, că au plimbat porcii prin toată România și au transmis acest virus, această boală nenorocită, care a distrus în ultimii ani ferme importante de crescători, crescătorii importante din România. Sunt câteva programe acum și vor ajuta cu bugete consistente crescătorii de porci din România să facem și reproducție, pentru că noi aveam o mare problemă, cum avem și la semințele de legume, că cumpărăm toate semințele din afară. Cumpăram purcei din afară, erau foarte scumpi, trebuia să-i creștem după aceea, deci profitabilitatea sau plus valoarea afacerii era foarte mică. Și normal că nu era încurajată, nu erau ferme suficient de multe sau de mari care să acopere consumul național, că noi consumăm carne de porc, consumul național, și atunci avem importuri mari pe zona asta, foarte mari importuri. Repet, sunt programe acum care vor ajuta la dezvoltarea sectorului de creștere a porcului în fermele. Ce trece timpul, nu știu câte minute mai am, cred că un minut, un singur minut. Haideți să vorbim puțin și de laptele de vacă și de cum stăm cu producția de taurine, adică de vaci, și cu laptele nostru românesc. Că și aici e o problemă, te duci și bei lapte și de fapt hai să ne duc că bei, mă rog, cretă sau un... Cum e cu laptele românesc? Haideți să ne uităm noi ca și consumatori mai mult către fermele tradiționale. Să mergem să cumpărăm lapte de la fermă direct. Pentru că dacă luăm laptele trecut prin tot procesul acesta de procesare, ați văzut, găsim un lapte fără gust în magazin și la un preț foarte mare. Adică la o fermă îl cumperi cu 2 lei, 3 lei, 5 lei, dau un exemplu, litru, iar în supermarket îl găsim la 10-12 lei. Chiar dacă guvernul a intervenit și a plafonat puțin acest adaos, totuși cel mai bun lapte pe care îl putem consuma în România este când îl cumpărăm direct de la fermă, și încă mai avem, cei drept, au scăzut foarte mult numărul de fermieri, din păcate aici nu e ca la legumicultură, că am crescut la crescătorii de vaci și de oi, se simte o scădere, din păcate, și aici trebuie să fim foarte atenți și politicul și decidenții să caute soluții, pentru că nu merge bine zona asta, din păcate. Nu merge bine, dar totuși consumatorul român, mă îndrept către consumator, să încurajeze producția de orice din România, orice înseamnă mâncare în România, pentru că este cea mai bună, cea mai de calitate, și așa ajutăm și producătorul și satul românesc. Mulțumim, domnule Ciobanu, a trecut mulțumesc timpul așa de repede. Îmi pare rău. Erau multe de spus. Multe de spus. A fost la Accent TV Oltenia, statul de drept de dezvoltare rurală, cu Remus Iordache, invitat domnul Florin Ciobanu, președintele Asociației Tinerilor Fermieri Olt. O să mai vină domnul Ciobanu, cum mai ajunge de la București, să mai facem o emisiune, să vorbim atunci mai mult despre animale. Toate cele bune, la revedere.